parte dintre ei au participat și la evenimentele de la Timișoara, chiar în perioada de început 16-17. Unde erau ei dislocați? Așa cum am afirmat înainte, încă de prin din anul 88 au început să sosească în Ungaria foarte mulți refugiați. Ei se prezentau după trecerea frontierei ilegal, după trecerea ilegală a frontierei, unii veneau cu pașaport și nu se mai întorceau. Dar cei care treceau în mod ilegal frontiera se adresau primului post de poliție și afirmau că au plecat din România datorită persecuțiilor la care erau supuși. Nu revin asupra.